În ultima vreme am impresia că trăiesc pe o altă lume și vreau să-mi recunosc vina. Aud că prin alte studiouri sar oamenii așa de frumos unii la bere gata altora, aruncând în luptă epitete prețioase precum vierme sau măgar, încât aproape că-mi vine să-mi dau singur pedeapsa maximă cu executare pentru ignoranță. Numai online-ul ăsta blestemat e de vină, că mă ține tot mai departe de adevăratul delir media, unde isteria audienței face geloase până și tancurile rusești de la granița cu Ucraina. Mă rog, sper să mă lămurească specialiștii care vin anul ăsta la ICE Fest, dacă mai am vreo șansă să-mi revin sau sunt un caz pierdut. Dragoș Sergiu, eu îmi cer scuze că v-am trezit de dimineață, okay. Dar sunt puțin, mă rog, la tine o stare de fapt, tu te mai culci acum mai nou de când faci și matinal? Un pic așa, la prânz, dar seara nu mai apuc. Cu mine în regulă, încă dorm. Deci. Am o îngrijorare personală, mi se pare că tot avalanșa asta, tot succesul ăsta de care se bucură internetul online în general în ultimii ani, reprezintă un pericol major pentru noi. Și vreau să știu dacă trebuie să mă tem sau dacă coliva sau înmormântarea va mai avea aceeași clipire pe internet. Eu cred că indubitabil da. Da? Doar că va fi o colivă care va fi plătită în funcție de numărul de view-uri, vor fi înmormântări care vor fi mai de mult succes sau de mai puțin targetate. Succes. Targetate, exact. Dacă vrei să vezi o înmormântare de celebritate, dacă vrei să vezi o înmormântare de cățel, de pisică, mă rog, fiecare cu audiența specifică. Da? Dar și bineînțeles, cumva, ca să... endorsată de campanii publicitare nișate pe fiecare zonă de interes. Asta e marea frumusețe a online-ului, pentru că fiecare își găsește exact nișa potrivită. Este într-adevăr un pericol internetul, pentru că na, eu așa am pornit, adică am făcut o parodie, mai un clip, mai un viral, mai nu știu ce, și uite că am ajuns aici. Mai fac două, trei, păi da, mai fac două, trei, mai fac două, trei virale. Acum, ca să zic așa, ultimele zile. Mai fac două, trei virale, mă mut pe scaunul ăla de acolo. Exact. Să știi că traseul pe care ai apucat-o e cel corect. Se pare așa se începe de la radio. E un pericol. Da. Da, ai văzut că Dragoș, chiar și când îl provoci cu subiecte din astea actuale, după părerea mea, și singurele de interes real pentru telespectatori, audiențele o arată. Sigur. Sigur, e o revoltă generală, în masă, pentru că, domne, nu se mai poate, s-a ajuns prea jos, dar nu știu cum se face că de fiecare dată când se merge din ce în ce mai jos, ratingurile ajung din ce în ce mai sus. Mai există și aici, venim și noi din online cu avantajele noastre. La noi se poate înjura, la noi e cu bipuri, e cu... Aha. Share-ul merge natural, nu există CNA-ul Facebook și nici CNA-ul YouTube. Adică suntem bine, suntem... E libertate totală. Libertate totală. Dacă luăm ce am discutat aici înainte să începem emisiunea și punem pe YouTube... Mi se pare că e de drept publicitor, adică am rezolvat-o. Da, așa e în televiziune. Cine sapă groapa altuia ajunge mai sus. E un pic diferită vorba. Subiectele astea ajung într-un fel sau altul la ICE Fest? Ca să ajungem acum la tine în ogradă? Ajung într-un fel sau altul, pentru că există pe lângă partea foarte sau mai serioasă care cuprinde prezentări ale giganților globali din industrie, Google, Facebook, Yahoo, Shazam și așa mai departe. Ăștia vin fizic aici la noi vin sau fizic, vin virtual? Fizic. Vin fizic, da. Să ai grijă să-i ții departe de televizor, îți dau eu sloturile orare, să-i ferești, să nu se sperie, nu de alta zic. E principala... Principalul festival care a reușit să aducă în România marile nume ale industriei globale de internet și vin oameni din 10 țări care vor să se conecteze. Principala poveste la zona noastră de interes, la marketing online, la publicitate online, la conținut, media și așa mai departe, e legată de faptul că tendințele astea globale pot să facă pur și simplu să dispară o anumită zonă din industrie odată ce zona aceea nu e pregătită. Uite ce s-a întâmplat cu presa scrisă, să ne uităm ce se întâmplă cu aplicații care pot fi amenințate de apariția Uber și altor player din zona asta, ce s-a întâmplat cu rețelele sociale locale în momentul în care Facebook a apărut sau ce s-a întâmplat cu motoarele de căutare regionale, locale în momentul în care Google a confiscat zona sau platforme video și așa mai departe. Dar, apropo de... Adică oamenii ăștia vin să ne învețe pe noi ce să facem. Vin să schimbe lucruri, experiențe, să explice încotro merg lucrurile și e important pentru playerii din zona asta să fie la curent cu treaba asta ca să rămână în joc, să rămână în business. Pe de altă parte,
Internetul nu e doar despre tehnologii de marketing, nu e doar despre conținut mai mult sau mai puțin serios. Internetul este și despre veselie, voie bună, motiv pentru care am zis să-l facem festival cu adevărat. Avem Viral Nights of IC Fest, unde avem Viral Music Night și Viral Movie Night, unde avem practic muzică, avem clipuri virale, mai mult sau mai puțin inteligente, mai mult sau mai puțin stupide unele dintre ele, dar care au făcut succes. Vorbim despre viral. Viral mă duce cu gândul la și bolă uneori, dacă mi se permite. Adică... Da, în principiu încercăm să facem o treabă foarte mișto la București, să aducem tot ce înseamnă oameni cool, deschiși la minte, din zona de digital europeană și din state, să se conecteze cu lucrurile care se întâmplă aici. Avem foarte clar autorii unor campanii online de super succes. Multe dintre clipurile pe care le vedem share acum pe Facebook sunt făcute de oameni care vor fi la ICF și vor povesti ce se întâmplă și care sunt culisele și ingredientele pe care le folosesc pentru a avea succes în zona asta. Deci, nu e doar despre afaceri, despre business, despre internet economie, e și despre entertainment, e și despre divertisment online, e și despre muzică. E un loc simpatic unde lumea va avea ce să învețe într-o atmosferă în care, zic eu, se va râde mult. Avem și stand-up comedy, avem și lucruri din zona asta. Tu, Sergiu, ce faci? Te întâlnești la Noaptea Viralelor cu cetățeni? Da, asta voi face, voi fi la Noaptea Viralelor. La dezbatul generalizat. Despre... Da, cam acolo unde e mai cu haos și cu distracție. Nu la partea de... Da, unde ai zis tu că unde sunt oamenii inteligenți. La oamenii care fac chestiile astea de pe net. Sperăm să fie Sergiu și colegul lui Andrei, care au lansat multe parodii muzicale și multe clipuri virale de succes pe YouTube și pe Facebook în ultimii ani, să participe și la seara muzicii virale, unde vom avea trupe, artiști care vor cânta live și, surpriză, vor avea și vor fi acompaniați de cei care i-au parodiat. Lucru nou pe care lansăm anul ăsta și sper să iasă mișto. Cumva festivalul a devenit aproape un spectacol în sine. Într-acolo mergem, da. Bobo mai vine? Vine și Bobo, da. Tot la virale? Bobo va veni la Viral Movie Night și sper să iasă o discuție cel puțin la fel de interesantă cu cea de anul trecut, în care dialogurile Bendeac-Bobonete au fost savuroase.